Pe hârtie, pregătirile pentru iarnă sunt în grafic la Buzău. Pentru a nu exista surprize neplăcute în cazul unor nisori mai puternice, începând de luni, conducerea Prefecturii Buzău a dispus trimiterea pe teren a unei echipe mixte de control. Echipa trimisă de prefect va constata dacă firmele de dezăpezire contractate de instituțiile statului dispun de utilajele necesare, combustibil, stocuri de nisip, antiderapant, sare și angajați suficienți care să asigure intervenția în cazul producerii de înzăpeziri pe drumurile naționale și județene. Au fost două episoade de început de iarnă, în urma cărora, spre bucuria și satisfacția noastră, nimeni nu a putut să spună că în județul Buzău iarna ne-a luat pe nepregătite. Pentru a menține vigilența și starea de operativitate cel puțin la același nivel, am dispus verificarea bazelor de dezăpezire atât pe Drumurile naționale, cât și pe drumurile județene. Dacă pe drumurile naționale nivelul de așteptare și exigența sunt extrem de ridicate, sper, sper, ca ceea ce am văzut în aceste două episoade, pe drumurile județene, și anume că nu a, fost, nu a mai fost nevoie să avem sectoare de drum închise circulației publice, să rămână o constantă acestei ierni și prestatorii serviciilor de dezăpezire să aibă o reacție rapidă și să aibă utilaje funcționale și foarte important să aibă deservenți pe ele. Iarna trecută, la episodul de Nisoare din zilele de 26 și 27 ianuarie, au existat probleme majore cu dezăpezirea pe zona de sud a județului, mai ales pe drumurile județene din zona Pogoanele. Prefectul Daniel Țiclea speră ca situația să nu se repete și în această iarnă. Ne dăm seama că apar probleme în momentul în care acțiunea este deficitară. Dar primele noastre semnale sunt că, cel puțin față de anul trecut, pe cele două zone unde au fost semnalate deficiențe, prestatorul a înțeles că se păcălește atât pe domnia sa, cât și pe noi, dacă încearcă să facă față cu utilaje foarte vechi. Și din primele semnale, de data aceasta, flota de utilaje este mult îmbunătățită. Până acum, specialiștii au controlat districtele Buzău, Mărăcinen și Râmnicu Sărat din subordinea secției drumuri naționale, fără a fi identificat probleme. În prima zi au fost verificate în exclusivitate districte ale CNAIR, districte care deservesc crețeaua de drumuri naționale și mai ales uh, prin prisma faptului că au fost districte ce deservesc drumuri europene, așteptările erau să nu existe probleme nici în calitatea utilajelor și nici în ceea ce privește stocurile de materiale antiderapante. Așteptările s-au confirmat, lucrurile par în regulă. Din echipa de control fac parte specialiște instituției prefectului Buzău, Consiliului Județean, secției de drumuri naționale, polițiști, jandarmi, precum și reprezentanții ai ISU Buzău.